veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Pentru astăzi, cu ajutorul Domnului, vrem să urmărim în Evanghelie discuții din familia Mântuitorului. Cred că toți știu că Domnul Iisus Hristos a născut în familia Iosif și Maria și a avut cel puțin 6 frați. 4 băieți din nominalizarea biblică, 2 fete din expresia pluralului, așa cum citim în Matei capitolul 13, versetele 55 și 56. O declarație a oamenilor din localitatea natală. Oare nu este el fiul tâmplarului? Pentru că ei nu cunoșteau și nici nu credeau taina întrupării, îl considerau având această paternitate. Nu este Maria mama lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are el toate lucrurile acestea? Așa cum rezultă chiar din această ultimă întrebare, Domnul Iisus a fost un subiect aprins în discuții directe și indirecte, cu el sau cu membrii familiei sale sau între cei din familie. Din Evanghelii avem și alte rudenii ale Domnului, pe care le vom aminti la momentul potrivit. Acum, în a vedea cât de ardente erau aceste discuții, voi mai citi doar din Luca capitolul 2, versetul 34, un cuvânt din profeția lui Simeon, adresat Mariei, mama lui. Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Dacă în cazul Domnului Iisus, situația lui nu este repetabilă întru totul, nu mai este nevoie de alt mântuitor. Totuși, suntem și noi în centrul discuțiilor de multe ori, chiar în plan familial. Au discuții între cei din familie și între cei din familie cu cei din afara familiei, fie credincioși, fie necredincioși. Sunt frământări, deși familia este cel mai plăcut loc, sau trebuie să fie. Uneori au loc discuții nu neapărat înțelepte. Unele sunt necesare. Acestea sunt binevenite, altele apar sub formă de ispit, altele se nasc din curiozitate, din amestecul unuia întreabă altuia. Oricum, sunt multe discuții, sigur au fost foarte multe și în dreptul Domnului Iisus și a familiei în care a trăit, dar nouă ne sunt păstrate doar câteva și din cele existente trebuie să ne folosim și să înțelegem câteva lucruri. Am împărțit aceste discuții în două. Într-un prim capitol, discuții indirecte, adică despre Iisus. Și într-al doilea, discuții directe, discuții cu Iisus. Nu știu exact, despre noi se discută mai mult decât se discută cu noi. Știți că unele din slăbiciuni nu le discutăm cu persoanele în cauză, le discutăm cu alții despre ei. Poate unora le este mai ușor să întrebe pe nevastă ta despre tine sau când e vorba de copii, să te întrebi pe tine despre ei sau invers. Mai întâi, din acest prim capitol de discuții indirecte, vreau să observăm că și cerul, și atunci și astăzi, participă la ceea ce se întâmplă pe pământ. Dumnezeu ia cuvântul. Dumnezeu vorbește pentru familia ta. Să observăm discuțiile despre naștere, despre întruparea Domnului. Discuții între îngeri, sau chiar Tatăl și-a făcut auzit glasul din cer, și oameni, în mod special Iosif și Maria. În Evanghelia după Matei, capitolul 1, și apoi în capitolul 2, apar câteva intervenții ale unui înger sau ale îngerilor, în care ei s-au adresat lui Iosif pe seama Domnului Iisus, 1:18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Vă dați seama? Era o situație nepotrivită pentru orice evreu, dar pentru un om neprihănit. Gândurile lui erau legitime. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Repet, cazul Domnului nu se mai ivește altă dată, dar sunt anumite întrebări care se nasc în familie. Ce se va întâmpla cu nevastă mea, cu bărbatul? Poate este bolnav, poate este plecat pe front, poate te întreb despre copii dacă vor fi mântuiți sau nu, se vor întoarce la Domnul, ce se va întâmpla. La aceste întrebări este binevenit să apară câte un înger, să intre în discuție cu noi și să ne dea informații. Parcă după ce te lămurești în felul acesta, nici nu mai ai nimic de întrebat.
Iosif, n-am avut nimic de adăugat decât așa cum scrie aici, de la versetul 24, a trecut la aplicație. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și el a pus numele Iisus. După ce s-a născut Domnul, au apărut alte probleme. Și cred că Iosif tare ar fi vrut să se consulte cu cineva. Problema era copilul. Poate și dumneavoastră vreți să vă consultați când e vorba să leagă copiii o școală, când e vorba să căsătorească, când se pune problema mutării dintr-un loc într-altul. Iarăși a intervenit îngerul, o discuție. Citesc de la versetul 13. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Și tot aici, de la versetul 19, apare mesajul promis pentru întoarcere. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iată cum Dumnezeu a îngrijit îndeaproape și i-a sfătuit pe Iosif în prim plan să știe cum să facă. Dar să știți, și noi putem beneficia de un vis, cu sau fără vederea vreunui înger. E suficient să-ți apară în vis un om credincios sau un proroc și să ai o înțelegere clară ce trebuie să faci. Și asta face mai mult ca și cum ai stat de vorbă cu nu știu câți oameni, să te învețe și să primești o lăburire. Vreau să privim și în dreptul Mariei, trecând în Evanghelia după Luca, capitolul 1, unde apare o altă discuție pe seama Domnului, de la versetul 26. A fost nevoie să primească sarcina aceasta și la propriu, dar sarcină și pentru toată viața. În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis, vedeți, ea nici n-a cutezat să vorbească, doar în duhul ei avea reacții. Dar Dumnezeu știe ce gândim și ce simțim. Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Iată că vei rămâne sărcinată și vei naște un fiu, căruia vei pune numele Iisus. Și profeția continuă despre Domnul și lucrarea lui. Apoi Maria intervine, versetul 34. Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea cel înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Versetul 38. Maria a zis: iată, roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Era lămurită, acceptase. Probabil dacă mai cerea ceva lămuriri suplimentare, îngerul ar mai fi stat. Știți că Dumnezeu în alte situații, cu Moise, de exemplu, a acceptat o discuție mai lungă, până când l-a lămurit într-un fel. Sau cu Avram, altădată la mijlocire. Iar Dumnezeu acceptă să discute și să ne sfătuiască. Aș vrea să înțelegem din aceste discuții și chiar din confirmările Tatălui din cer în dreptul Fiului, pe care le vom citi imediat, că Dumnezeu este preocupat de problemele noastre din familie și este indicat să apelăm la El în rugăciune, așa cum o făcea Corneliu în mod regulat, și Dumnezeu pentru el a trimis un înger care să-l sfătuiască. Uneori ne frământăm tot gândindu-ne singuri și ne frământăm mintea, cum zicea Domnul, despre îngrijorări, sau discutăm cu alții. În primul rând, să ne adresăm lui Dumnezeu să binevoiască, să ne sfătuiască, să ne vorbească. Citesc cuvintele Tatălui din cer, Matei 3:17, imediat după momentul botezului în apă. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Cred că ar fi binevenite în mintea noastră, în conștiința, în duhul nostru, anumite adeveriri, confirmări venite de la Tatăl, în dreptul nostru, în dreptul celor din familie. Apare o altă rostire din cer în Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetul 35, pagina 1000, cuvânt rostit pe muntele schimbării la față, la finalul episodului plin de slavă. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Dacă prima dată Dumnezeu l-a calificat, apreciindu-L ca plăcerea Lui, de data aceasta l-a confirmat
în autoritatea sa, spunând ucenicilor să îl asculte. Și mai apare încă un cuvânt în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 29. De data aceasta, așa cum a spus însuși Domnul Iisus, glasul era pentru norod. După cuvinte de rugăciune ale Domnului, Tată, proslăvește numele Tău, și din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Se avea în vedere continuarea lucrării Domnului și chiar finalitatea ispășitoare. Aș vrea să vă mai rețin și din Evanghelia după Luca, capitolul 2, cu o altă discuție inițiată de cei din cer, confirmarea nașterii Domnului, de la versetul 10, îngerul prezent la păstori care s-au înfricoșat. Nu vă temeți, că își vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Le-a dat semnul, au fost însoțiți de asemenea în această vestire de cântarea îngerilor, acea mulțime de oaste cerească, s-au deplasat la Betleem, de la versetul 17. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. A fost o primă discuție după nașterea Domnului. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors dând slavă lui Dumnezeu. Imediat ce Domnul a devenit om, au început discuțiile între oameni. Și rămânând aici în Luca capitolul 2, vom observa discuții inspirate pe seama acelui copil. Rețineți, credincioșii evidențiază în discuțiile lor laturile spirituale ale unui om, ale unei lucrări. Un bărbat sau o femeie care n-are decât un ochi firesc și o gândire pământească. Dacă va vedea un bebelaș, va spune, ce frumos e, uite cum e îmbrăcat. Cei cu Duhul lui Dumnezeu în ei se vor ruga pentru el. Dacă au vreo înștiințare de la Dumnezeu, vor spune un cuvânt sau vor proceda în consecință. Citim de la versetul 28. Simon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Versetul 33. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Observați că părinții Domnului zis așa, nu cunoșteau și li s-a descoperit pe parcurs planul lui Dumnezeu, cum nici noi nu-l cunoaștem în întregime la un moment dat. Toată viața e o necunoscută în fața noastră. Doar cât ne descopere Dumnezeu știm. Citesc de la versetul 36 și despre o femeie. Mai era acolo și o prorociță Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Iată că atât bărbații cât și femeile pot să gândească într-un mod spiritual, biblic, să vadă ceea ce trebuie văzut, pentru că toți scriitorii Bibliei, dacă vreți, a Noului Testament mă refer, tot ce au scris despre Domnul, au scris doar aspecte de interior, spirituale. Nimeni n-a scris cât a fost Domnul de înalt sau de frumos. Nu astea sunt aprecieri care trebuie reținute. Astea sunt aspecte secundare. Pe noi trebuie să ne frământe lucrurile spirituale în primul rând. Apoi problemele sufletești ale oamenilor, eventual nevoile lor materiale. Să păstrăm această ordine înțeleaptă. Vreau să trecem mai departe și să observăm tot în discuțiile purtate despre Domnul, citind din Marcu, capitolul 2, felul în care era privit el între rudenii, chiar între frații lui, dar în mod special între rudenii, în vecinătate. Noi avem o imagine în mintea celor din familia noastră, a rudenilor noastre, a vecinilor. Citesc de la versetul 2. Când a venit ziua sabatului și a început să învețe pe norod în sinagogă, mulți când îl auzeau se mireau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Când se ridică o fată să cânte sau un tânăr să predice, sau chiar noi ceilalți care suntem folosiți mai des, oamenii vorbesc. Îl știu pe acesta, e vecinul meu, stă pe scară cu vărul meu, îl cunosc. Oamenii discut, e legitimă, într-o oarecare măsură, o asemenea atitudine, vedeți să nu fie deplasată și bănuitoare sau vinovată. Nu este acesta tâmplar, o Fecioară Marie, fratele lui Iosif și a lui Iacov, a lui Iuda și a lui Simon, nu sunt surorile lui aici printre noi? Și găseau astfel o pricină de poticnire în el. Li se părea că
Este un om simplu. De unde are capacitatea aceasta? Dar Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Și Domnul nu s-a lamentat aici, cum poate ar spune cineva, un tânăr, de exemplu. Părinții mei nu mă apreciază, nu mă ascult. Să spună vreo soție, soțul meu și rudenile lui nu m-au văzut bine niciodată. Dar poate nu-i chiar așa, ce se pare. Dar Domnul a vorbit real. El a fost disprețuit între rudenile lui. Că cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va împărtăși aceeași soartă. Oamenii sunt politicoși. Te respect, te salut. Dar dacă te silești să fii sfânt, vor spune, da, el este un om obișnuit. Este el chemat la o asemenea slujire? Și fel și fel de vorbe care frământă mintea oamenilor. Asta a avut efect. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Nu a fost acceptat din necredință. Să știți, noi vom avea o imagine favorabilă în ochii credincioșilor. Sfinții care sunt în țară, zicea David, sunt plăcerea mea. Dacă ai rudenii pocăite, te vor aprecia și vor spune, se silește pe calea Domnului. Dacă ai din ceilalți necredincioși, vor fi suspicioși, o vor recunoaște uneori, te vor nega altădată, dar peste asta trebuie să treci liniștit. Pentru a dovedi din plin această realitate, citesc și din Luca, capitolul 4, tot Domnul în Nazaret, versetul 16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut. Îl știau din pruncie. Și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească. Și citesc apoi de la 21. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți le vorbeau de bine. Se mirau de cuvintele pline de har care ieșau din gura lui și ziceau, oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Iisus le-a zis, fără îndoială îmi vezi ce zic cala aceea, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Și îmi vezi ce fă și aici în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Era o zicere indirectă și alor către Domnul și a Domnului către ei. Dar, a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Feriți-vă de atitudinea aceasta condamnată de Domn. Ba încă unii au mai făcut o regulă din asta, să fie unul din altă parte că e mai apreciat. Dar e rău să fie așa. Tu trebuie să-și cinstești și să-ți vezi la adevărata valoare pe cei din familie. Veți fi protejați de certuri, de curvie, de multe lucruri. Nu vezi că de ani ispita acest pe care scrie în Psalmul 50, stai și clevetești despre ai tăi din casă. Apreciază-i, vezi-le frumuseți, sacrificiu, valoarea lor. Dacă nici pe Domnul nu l-au apreciat. Fusese un exemplu desăvârșit din copilărie, ca și copil, când a fost copil. A avut un cuvânt plin de duh, toate le făcea de minune și tot au găsit ceva de comentat. În asemenea împrejurări, așa cum spunea un frate, după ce a fost alungat din casă, a simțit nevoia să-și găsească alinul în altă parte. Asta nu înseamnă să-ți abandonezi familia. Dar ceea ce nu-ți va oferi familia, în prim plan cei necredincioși, îți va fi oferit prin relațiile din noua familie, a bisericii, în familia celor credincioși tatălui. Respingerile lumești, firești, vor fi întrecute de măsura oferită prin har, prin părtășia frățească. Ce-ar fi o mare tragedie să fii respins de cei din casă că ești pocăit și să nu te poată îmbrățișa frații și surorile plini de iubire. Voi citi din Matei capitolul 12 pentru a vedea cum a acționat Domnul Iisus de la versetul 46. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis, iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Dar Iisus a răspuns celui ce adusese știrea aceasta, cine este mama mea și cine sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Între frați și surori, în sfințenie, fără niciun gând pătimaș, cu urmări fizice, există o relație înaltă de iubire care chiar întrece relațiile de familie acolo unde nu sunt credincioși. Pentru a nu dezaprecia pe mama Domnului, pe frații lui în mod arbitrar, v-am spus că a avut și alte rudenii. Voi citi și din Marcu capitolul 3, pentru a încerca să înțelegem ce se întâmpla de fapt, de ce l-au căutat. Și nu înseamnă că dacă toți l-au căutat, toți aveau aceeași atitudine, aceeași părere. Marcu 3, de la 20, au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească.
Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că își ziceau, și-a ieșit din minți. Sunt situații când vine nevasta sau bărbatul nepocăit sau părinții și spun, păi, tu nu mă postești, nu mă la adunare, vină acasă, tu nu mai ești normal. Ce-i cu tine? Domnul nu s-a expus unei asemenea discuții în acel moment. Vă rog de asemenea să rețineți că familia era, cred eu, și sub influența a ceea ce se întâmpla în jur. Iată ce scrie în versetul următor. Și cărturarii care se pogorâse din Ierusalim ziceau, este stăpânit de Belzebul, scoate draci cu ajutorul Domnului dracilor. Eu nu cred că a zis familia lucrul acesta. Pentru că de bine de rău sângele nu se face apă. Ei sunt supărați că suntem pocăiți și nu ne înțeleg. Dar dacă a fi vorba să ni se întâmple ceva rău, tot ar sări pentru noi. Cât ar fi ei de nepocăiți. Cei care nu erau rudeni au zis și îndrăcit. Familia doar a zis, nu e regulă cu el și a ieșit din minți. Ce-i cu activitatea asta? Cei de afară nu ne vor înțelege. Asta nu înseamnă să ducem la extremi, să postim la neștire, să nu mai mergem acasă, să stăm într-una la adunare. Domnul nu avea familie, Domnul a fost dedicat pentru asta. Dar dacă cineva, de exemplu, în aceeași situație, în sensul că nu este căsătorit, se întreține el singur, poate să slujească Domnului cât îl țin curelele și să zică ceilalți, nu-i corect, mai foarte corect. Să slujească Domnului câtă vreme este în putere și nu afectează pe nimeni. Nu să-și abandoneze familia, dar timpul său poate să-l valorifice pentru Domnul. Deci, în această situație, citim și aici de la versetul 31, atunci au venit mama și frații lui și stând afară au trimis să-l cheme. Și Domnul repetă ceea ce am citit, sau Marcu repetă ceea ce a scris și Matei. Și tot în ideea aceasta adăugăm din Luca, capitolul 8, de la versetele 19 la 21. Un alt amănunt. Mama și frații lui au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. Cineva i-a spus, mama ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Dar el drept răspuns a zis, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Să nu înțelegeți că Domnul nu și-a mai recunoscut apartenența familială. Dar nu era atunci momentul, probabil a ieșit după ce s-a terminat predica. S-ar putea să fie unul ispitit, pe când să-ți vie ție rândul să cânti sau pe când este o parte frumoasă a slujbei, să-ți facă semn. Hai că plecăm! Dacă nu vrei să stai tu, vin cu altceva. Eu o să vin și o să facem ce ne-am înțeles. Dar nu așa când vrei tu să mă smintești cum îți place. Că tu acum vrei să mergem să lucrăm. Când acum ai slujbă, o să lucrăm. Dar înțelegem. Fiecare e cu partea lui, dar nu furăm de la unul la altul. Și în mod special nu luăm din ceea ce îi se cuvine lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă să fim habotnici. Acum să interpretăm cumva greșit ce spune Pavel în Corinteni 7, cine are nevastă ca și cum n-ar avea. Și gata, eu nici nu mai țin cont de voi. Nu așa. Și cu măsură, oferind ceea ce se cuvine fiecărui. Așa cum zice, dați tuturor celor ce sunteți datori, să dați cu datorați una, eu dați cu datorați alta, îi dați ceea ce îi revine. Vreau să trecem la partea a doua, discuții directe. Mai întâi cu Maria, mama lui, și cu frații lui. Din cât am sesizat eu, nu sunt păstrate discuții între Domnul Iisus și Iosif. Dar apare o discuție, chiar dacă este cu părinții în Luca 2, dar în mod special este mama lui, cea care a vorbit. Știți că la 12 ani, atunci când s-a dus cu părinții la templu, a rămas acolo fără știrea lor și zice de la versetul 46, după 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Parcă aș fi vrut să avem și întrebările și răspunsurile acelea, dar nu ne sunt scrise. Toți cei ce l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Poate că dacă le aveam, eram lămuriți și scăpam noi de multe întrebări. Dar Domnul poate să ne răspundă și astăzi, prin alte pasaje din Scriptură, că tot cuvântul e a lui, sau în vreun alt fel. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți. Și mama lui i-a zis, știți că surorile iau cuvântul mai repede, mămicile mai grijulii. Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? A, vedeți, vorbiți frumos copiii dumneavoastră, chiar când s-a întâmplat vreo absență peste normal. Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casă tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Vreau să reținem și din acest caz și din altele, că au fost anumite neînțelegeri, nu în sensul de ceartă, ci în sensul de a nu pricepe, de a nu-ți da seama între Domnul și mama lui. Eu mă gândesc la unii copii care și-au simțit chemarea timpuriu.
fost situații când au zis părinților, eu mă fac misionar și mă duc în altă țară. Și părinții, ca unii care poate vreau să fac acolo, să realizeze ceva, copile, tu nu știu ce vorbești, să nu te aud cu din astea. Dar mai degrabă știa Domnul, ba aici 100% știa. Dar n-au înțeles. S-ar putea să fie și alte situații între soț, între soție sau între oricare din membrii familiei, când unul susține că e normal ceea ce face, cum a făcut-o Domnul, și celălalt să nu-l înțeleagă. De ce cu atitudinea asta? Îmi vine în minte cazul Elcana și Ana. Elcana tot pregătit să meargă la templu, nu lipsa niciodată, Ana zice, nu, de data asta nu mă sui. Ar fi fost greșit să-i spună, cum? Nu se discută, nu te sui, întotdeauna ne-am suit. Nu, am eu o juruință înaintea Domnului, acum trebuie să stau până să încerc copilul și mă sui după aceea. Bine, drag, să n-avem pretenția că noi stăpânim toate cunoștințele și dacă le-am stăpânit și n-am avea dragoste, tot îi bai, și să îi înțelegem greșit sau mai degrabă să nu înțelegem pe ceilalți. De asemenea, citesc și din Ioan capitolul 2, cu ocazia nunții din Cana. Aici nici eu nu înțeleg totul. Dar e bine că au înțeles cei de acolo și s-a sfârșit totul cu bine. 2 de la versul 2. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai iau vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama a zis slujilor, să faceți orice vă va zice. V-am spus că nu înțeleg exact ce a zis Domnul Iisus prin expresia, nu mi-a venit încă ceasul. A făcut acea minune în avans? Sau nu-i venise ceasul până atunci și a venit atunci? Dar îmi place că mama lui a apelat la el și după ce i-a pasat problema aceasta, a lăsat-o la latitudinea lui. Nu vă forțați pe ceilalți membri a familiei să facă ce vreți dumneavoastră. Propuneți-le, cereți-le ajutorul, dar lăsați fiecăruia, cum dacă e vorba de părinți și copii, trebuie să asculte. Dar nici asta nu trebuie forțată așa la rece și în totalitate. Fiecare are libertatea lui, are momentele lui de slujire. Nu poți să silești pe cineva neapărat, acum trebuie să cânți. Și îmi spune, acum n-am așa o predispoziție pentru a cânta. Neapărat trebuie să spui acum o poezie. Poezia aceea să o spui. Ei, sunt momente în care trebuie să lăsăm după alții, dar nu ne pot forța să naștem ceea ce nu-i vremea să se nască. Acum trebuie să naște. Nu mi-a venit ceasul. Totuși, Domnul a făcut acea lucrare binecunoscută. Și apoi scrie și la versul 12, după aceea s-a pogorât în Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui și acolo n-a rămas multe zile. Observați că aici sunt prezenți frații lui, mai târziu nu prea sunt ei cu ucenicii, dar în Faptele Apostolilor vom citi, din nou se regăsesc. Sunt situații când din membrii familiei noastre mai absentează, câte unii se mai pierd, cu vremea sunt recuperați, Dumnezeu să-i aducă pe toți înapoi. Revenind la Luca 2, vreau să vedem că au fost discuții care, deși nu sunt redate, s-au desfășurat pe baza unor raporturi normale, binecuvântate. Pentru că într-o familie se discute enorm, de dimineața până seara. Uite, eu fac asta, tu te făcut tare, trebuie să mergem acolo, să facem un plan. Și scrie aici în 2 cu 51 și 52, apoi s-au pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Nu s-a împotrivit Domnul să spună, duceți-vă înainte, ar fi găsit el drumul, să zic. Eu fac ce vreau. În familie trebuie să acceptăm ideea, supuneți-vă unii altora. Poate soția are o dorință, ea trebuie să supună soțului, dar chiar prin faptul că dorințele ei se țin de soț, înseamnă că trebuie să mai accepte și el ce dorește ea, nu? Cu atât mai mult ea este motivată să facă ceea ce soțul hotărăște. Le era supus. În mod normal, mă gândesc, era gospodărie. Era o activitate, tâmplărie, copii mai mulți, el era mai mare. Du-te, adu apă, fă cu tare lucru, cum zicea sutașul, și îl face. Domnul l-a făcut. Deci trebuie să acceptăm aceste dialoguri care să se soldeze cu acțiuni. Cât ar fi de neplăcut, cineva stă la masă și este mai greu. Stă acolo la un colțar, să zicem, hai, dăm o cană de apă. Nu-ți dau. Să-ți dea altul. Du-te și-ți ia. Chestii care nu sunt oboseală pentru tine, nu neapărat că celălalt nu le-ar putea face. Fie că e vorba de lucruri banale, fie că e vorba de lucruri mai serioase, mai consistente, este bine aceste dialoguri să fie foarte receptive, cu îngăduință, cu iubire. Și 52, și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Eu îndrăznesc să zic
Poate vecinii l-au fi rugat. Iosif, trimite pe copilul tău, pe Iisus, să mi-aducă ceva unelte, să facă o lucrare. A câștigat aprecierea celor din jur prin comportamentul său. Dar dacă nu răspuns frumos, omul își creează caracterul, numele în jur, prin discuțiile sale. Dacă ești ursus, răspunzi grosolan, nu ești atent, nu faci la timp, toate astea te descalifică. Supunerea și înțelepciunea trebuie să califice o familie în discuții și în activități. Tot din familie, tot în raport cu mama lui, citesc și din Ioan capitolul 19. Un moment mai greu, versetele 25 la 27. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, mama și mătușa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl bea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Să nu uităm că Domnul Iisus cu Ioan erau veri primari și Maria, mama Domnului, era mătușa. Acum, dacă mătușa stătea lângă nepotul de pe cruce, și nepotul celălalt trebuia să aibă grijă de mătușa cealaltă. Era normal ca Maria să meargă de acolo cu sora ei și cu nepotul ei. Dar este atât de înălțător că într-un moment de durere, printre cele 7 binecunoscute cuvinte de pe cruce este și acesta: femeie, să ai grijă de ai tăi din casă. Când n-a fost momentul, Domnul a ieșit afară să vorbească cu mama lui. Dar și când mama lui a fost lângă crucea lui, a găsit cuvinte să îi se adreseze și face atât de mult în situații speciale de boală, de limite, de moarte, să comunici înțelept, să-ți satisfaci pe ceilalți, să le porți grijă. În relațiile cu mama lui, nimic de obiectat, decât, așa cum am spus, neînțelegerile de moment. Dar dacă deschidem în Ioan 7, în relațiile cu frații lui, a avut probleme. Și care ați crescut cu mai mulți în familie, știți cum e. Nu s-au pocăit toți deodată. Sunt discuții, neplăceri uneori, convingeri diferite. Citesc de la versetul 3. Frații lui au zis: pleacă de aici și du-te în Iudeia ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Asta era o vorbă mai guturală, nu dulce. Nimeni nu face ceva nascuns, când caută se facă cunoscut, dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Dar ei, de fapt, săracii, erau atunci sub influența lumii, că ceea ce credea lumea avea influența asupra lor. Ridicularizările din partea lumii au pătruns și în mintea lor. Căci nici frații lui nu credeau în el. Și când cineva nu crede, te poți aștepta să zică orice. De aceea trebuie să îngăduiți și câștigați fără cuvânt, trebuie să te rogi: tată, iartă, că nu știu ce fac, trebuie să înghiți, să porți, să suferi. Totuși Iisus le-a zis: vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urî, că erau în același ton cu ceilalți. Pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la prasnicul acesta, eu încă nu mă sui la prasnicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Dar vă rog să rețineți, frații lui au spus astea înainte de a merge la biserică. Erau ei necredincioși, dar nu erau din lume. Erau din cei care mergeau la templu. Și asta poate doare, nu? Știți cum scrie în psalm: tu, frate, cu mine, de la tine să mă aștept la una ca asta? Tu să mă întâmpini cu așa ceva? Păziți-vă să nu jigniți pe unul din acești micuți care-s frații Domnului, că vom avea aceeași vină ca și cum l-au jignit frații lui. Domnul ne poate ierta, dar până la iertare trebuie ca la Petru, lacrimi, căință, rugăciuni. Nu vă grăbiți să vorbiți despre vreunul din frați a căror atitudine nu înțelegeți. Nu fiți ca și ei. Ești beată, scoală-te, ce te toroși atâta? Știa ea de ce e așa. Și Dumnezeu s-a plecat spre ea cu milă și a ascultat rugăciune. Domnul Iisus s-a suit când a fost momentul. Nu vă grăbiți să vorbiți, țineți sfatul lui Iacov. Orice om să fie grabnic când ascultă, zăbavnic când se mânie, încet când vorbește. Poate și amintea, noi l-am luat pe fratele nostru așa, peste picior, cum se spune ori. Sau nu neapărat cu gând rău, atât au priceput.
Nu vă grăbiți. Să nu jignim. Să ne rămână vorbele scrise. Și vreo pasăre cu duce în Eclesiastul să ducă vestea aceasta. Dacă acestea ne sunt redate din familia restrânsă a Domnului, vreau să privim câteva aspecte în relațiile cu rudenile. Cum vă împăcați cu ei, cu ele? Citeți mai întâi în Matei 3. Amintiți-vă că Domnul a fost rudenie și cu Ioan Botezător. Că doar Maria era rudenie cu Elisabeta. S-a dus Domnul la el să fie botezat. Și nu pentru că sunt și eu lucrător ordinat. Mai de mult m-am gândit la asta și n-am apreciat. Nu pentru că voi face, eu așa nu știu cum voi face. Înțelepciunea nu mă lasă să spun ce fac mâine, doar să fiu atent. Dar nu văd normal că dacă e vorba de cineva din familiile tale să nu participi tu la slujbă. Pe Domnul l-a botezat rudenia lui. Domnul și-a ales ca ucenici din rudenile lui. Între Domnul Iisus și Ioan a fost un raport oficial, trecând dincolo de linia de rudenie, prin prisma slujbei. Cât despre cei care sunt rudenile noastre, trebuie să-i tratăm în biserică ca și pe toți ceilalți frați care fac voia Tatălui. Ne sunt toți frați și surori. Asta mi-e frate, dar cealaltă din adunare ce mi-e? Nu mi-e soră? Eu chiar mai obișnuiesc să mă adresez cu apelativul sora mea, fratele meu. Atunci a venit Iisus din Galileea Iordan la Ioan ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească, nu pentru că era rudenie, ci pentru că înțelegea. Și ne-i Domnul, eu zice, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat și a fost botezat. Și îmi place și din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, aprecierea botezătorului și să făzească Domnul pe toți de invidie. Gelozia nu te lasă să apreciezi pe altul și să-l lasă să suie mai sus ca tine. Să ridice Domnul pe o altă treaptă sau la o slujire mai deosebită. Dar Ioan a zis, de la versetul 29, cine are mireasă este mire, dar prietenul mirului care stă și l-ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirului și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el să crească, eu să mă micșorez. Dacă nici de-ai tăi nu te bucur când îi înalță Dumnezeu, de alții mă tem că nici așa. Ioan a zis, eu mă raportez ca și cum aș fi prietenul lui, erau rudenii, asta mi-a fost slujba mea, cealaltă e a lui. Să îl rugăm pe Dumnezeu să avem priceperea să trecem dincolo de gradul de rudenie când tratăm slujbele din biserică. Dar iată un caz mai sensibil. Matei 20. V-am reamintit că Salome, soția lui Zebedei, era soră cu Maria. Și într-o zi a venit mătușa și cu doi verișori, copiii ei, la Domnul Iisus să-i facă o cerere. Și credeți dumneavoastră cum credeți. Faceți cum știți, dar nu-i tot una să apară la birou cineva pe care trebuie să-l auzi cum îl cheamă, să se recomande și să-i rezolvă problema? Asta, să zicem, într-un domeniu laic, nu neapărat la biserică. Sau să vină verișorii tăi, să vină mătușa. Noi suntem obișnuiți uneori să trecem așa direct la inima oamenilor, să găsim o înțelegere, parcă specială. Asta o găsim când este vorba să împărțim moștenirea. Nu-i tot una dacă vine fratele meu sau vine vecinul. Când e vorba să dau ceva din ce a rămas de la tata. Dar când a fost vorba de lucrurile sfinte, s-a uitat Domnul la ei, nu știu dacă a fost ispitit. Dar scrie că a fost ispitit și el în toate felurile, ca noi. Nu știu dacă a fost ispitit să se gândească, ăștia-s rudenile mele. Asta-i mătușa, cum să o jignesc? Poate fi și plâns, nu știu. Dar se poate, că cineva să plângă, să spună, dar pe mine? Eu v-am ajutat, poate eu am făcut ceva pentru voi. Și citim de la versetul 20. Atunci mama fiilor Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, a zis ea, că în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, nu știți ce cereți. Aveți dorințe? Poate nu neapărat pretenții, uneori sunt și din astea, dar astea țin de Dumnezeu și de repartiția Lui. Care părinte nu și-ar vrea poate copilul prins în lucrarea Domnului? Care nu ar vrea ca a Lui să fie toți buni, să facă slujbă, să-i mântuie Dumnezeu, să-i pună, nu un consiliu ceresc, dar să-i pună
pe aproape. E normal, pentru ai tăi, Pavel a zis că pentru evrei vine în stare să meargă aproape până la risc. Dar Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să știm cum să potrivim lucrurile. Repet, Domnul n-a făcut nicio nedreptate, nu ne îndoim de asta, trebuie doar să luăm și noi modelul. Ei sunt rudenile noastre, dar când e vorba de rudeni și de familie, când e vorba de biserică, e altceva și încă. Atunci când e vorba de servici, vezi, nu mototoli legea pentru ai tăi, că o îndreaptă altul și te îndreaptă și pe tine. Dar ce îmi place aici foarte mult, mătușa Salome și cu verișorii nu s-au supărat. Eu v-am citit deja că mătușa era lângă el la cruci, să fi zis, n-ai vrut pe copiii mei. Nu, ea n-a procedat așa, n-a fost afectată. A fost dorința ei, a înțeles că nu-i normal, nu se cuvine. Mama fiilor lui Zebedei apare printre femeile care s-au dus din Galileea până la Ierusalim, în Iudeea, trecând prin Samaria sau poate pe dincolo de Iordan, să-l ajute pe Domn. Iacob și Ioan n-au fost afectați că cererea le-a fost refuzată. Nu, au rămas ucenicii lui. Domnul i-a luat cu el în cercul acela de trei împreună cu Petru. Și-au rămas toate la locul lor. Între credincioși, chiar dacă există neînțelegeri, că nu pricepem la fel, toate se rezolvă. N-a priceput mama, până la urmă a înțeles, n-a priceput verii, mătușa, până la urmă și-au dat seama. De aceea vreau să închei, punctând două idei despre discuțiile sau relațiile Domnului din sânul familiei în care a trăit. Domnul a avut o viață de familie obișnuită și probleme specifice ucenicii, excepție fiind întruparea și moartea ispășitoare. Dar rest, ca om, a trăit în condiții obișnuite ca noi. A fost și acceptat, a fost și respins. Asta este. În familie uneori, să zicem, nu cu nevasta, hai să zicem că aici totul e bine, dar cu ceilalte rudenii, nu cred că este cineva care să nu fie avut vreodată vreo problemă. Sunt ca anotimpurile. Uneori e cald și ne adunăm tot la sărbătoare, ne mai adună uneori și necazuri. La vreo mormântare toți sunt pe acolo. Dar mai sunt diferite disensiuni. Să știm cum să le tratăm, Domnul să ne ajute. Și pentru asta vă citesc, pentru ca nu cumva unii să nu înțeleagă și să fie afectați din Matei 10, citesc de la versetul 15. Domnul care a trăit aceste stări în familia lui ne-a spus ce se poate întâmpla cu noi. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiica de mamă sa și pe noră de soacră sa, și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Și apoi îți spune ce înseamnă să fii ucenic. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Și crucea asta e cu mai multe capete, dar un capăt și uneori chiar bucata aia lungă, cred. La unii le este chiar în familie. Dar n-ai ce faci. Trebuie să accepti, să te lupți pentru mântuirea lor, să-L pui pe Domnul în față și dacă poți să-i tragi pe toți după tine, așa ca Avram. Dumnezeu a zis, ieși din neamul tău. Bine, Doamne, dar nu se poate să vină și Lot, nu se poate să vină și ăsta la alt. Și a avut probleme cu ei. A avut și lucruri frumoase de la ei. A avut nurorile din neamul lui. Lucruri bune. Știți cum se spune? Că rudenile sunt așa cum sunt. Nu poți radia pe nimeni să spui, ăsta nu mai recunosc ca rudenie. N-ai ce faci. E al tău, e neamul tău, ba mai și semănați pe deasupra. Trebuie să acceptați. Bă, încă să ne luptăm din toată inima pentru mântuirea lor. Și tot de aici din Matei, de aproape 13:57. Și găseau astfel în el o pricină de potignire, dar Iisus le-a zis, nicăieri nu este mai prețuit un proroc mai puțin decât în patria lui și în casa lui. Hai să zicem că între români, că nu ne prea evidențiază, treacă, meargă. Dar când e vorba de a tăi din casă, parcă trece mai greu. Și asta trece, dar nu patinează așa ușor. Să o acceptăm. Cum este? Fără să suferim înfrângeri și să ne ducem crucea cu bucurie. De aceea, chiar dacă are cineva un soț care creează probleme, părinți sau copii sau alte rudenii,
Încearcă să faci față problemelor chiar în situații de ostilitate, de adversitate. Domnul a fost desăvârșit în tot ce a făcut. Și vreau să vedeți că Domnul a putut să se roage și pentru ucenici și ar fi putut o face și pentru familie, cred că aș fi făcut-o. Spunând, Doamne, n-am pierdut pe niciunul afară de fiul pierzării. Cu alte cuvinte, din pricina mea nu rămâne vreunul nemântuit. Întreba Iov în vremea lui, a rămas careva din slușnici. Flămând? E vreunul nedreptățit? Atât ți se cere. Ca tu să-ți faci partea ta față de soț, soție, copii, unchi, mătuși și toate celelalte rudenii. Fie Domnul Iisus un model pentru noi. Rudenia lui Ioan a trimis din temniță să întrebe, tu ești? Duceți-vă și spuneți lui Ioan, iată lucrările acestea. Sfătuiți-vă spiritual rudenile, ajutați-le material, dar vedeți să nu fiți afectați și să nu fie periclitată slujirea și viața dumneavoastră. Fapte 1 cu 14, unde apare momentul de bucurie, de împlinire, în dreptul fraților Domnului Iisus, ei din nou apar între ucenici, alături de mama lor, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Ajunseseră la același duc de credință, la același cuget ca Petru, Iacov, Ioan, verișorii lor ceilalți, atât rudenii cât și comunitatea fraților. Cred că în acel moment Maria a trăit momente de bucurie și primirea Sfântului Duh pentru ea a fost aceeași zi cu primirea Sfântului Duh pentru copiii ei, pentru băieții aceia. Amintiți-vă și de epistolele care sunt scrise mai târziu. Și faceți din neamul dumneavoastră o carieră unde Dumnezeu să lucreze prin dumneavoastră. Că tot aici este și cariera unde Dumnezeu ne prelucrează pe noi. Și uite așa, în aceste condiții, să ne mântuim noi și neamul nostru. Și Dumnezeu care poate și care ne-a rânduit în felul acesta să trăim, să se îndure de noi și de ai noștri. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.